Și anul acesta mii de olteni doresc să primească ajutorul financiar de la stat pentru cultura de tomate în spații protejate. Față de anii precedenți, datorită iernii blânde, fermierii au plantat roșiile mult mai devreme, iar de câteva zile au reușit să valorifice primele cantități de trufandale. Este și cazul acestui tânăr legumicultor din Izbiceni. Acum 3 zile, prima recoltă. Cum a fost? A fost foarte bine. Deocamdată, acum la început mai puține, dar ușor, ușor, cu vremea, ne ajută vremea și se cuc. Unde ai vândut și cu cât ai reușit să vinzi? Piața de gros de la București, cu 30 de lei și 28. Cei mai mulți fermieri din județ care s-au înscris la Direcția Agricolă pentru a primi ajutorul financiar pentru tomate în spații protejate sunt din zona de sud a Oltului. Din discuțiile mele cu fermierii, următoarele 2 săptămâni încep să apară și la piață, pentru că, într-adevăr, avem și noi un număr mai mic de legumicultori. Fiecare an am avut peste 300 de legumicultori înscriși în programul Tomata. Dintre aceștia, undeva la 50 de legumicultori încălzesc aceste spații protejate. Și anul acesta, în programul Tomata, s-au înscris în jur de 1200 de legumicultori, iar situația este una frumoasă, pentru că deja se găsesc pe piață legume românești, legume din Izbiceni, roșia de Izbiceni, așa cum ne place să avem ca tradiție, și această roșie este extrem de sănătoasă, extrem de gustoasă, și o să vedeți atunci când filmați în aceste solarii încălzite, o să vedeți că această producție este cu adevărat o producție bună, sănătoasă. Până la această dată, sute de fermieri au primit vizita specialiștilor Direcției Agricole și APIA. Până la această dată s-au înscris 2226 de fermieri în această schemă de ajutor privind războiul din Ucraina, în valoare de 1500 de euro pentru fiecare fermier eligibil. Noi avem echipe pe teren, îi ajută pe fermieri, astfel încât să nu se mai deplaseze la Slatina, la noi, la sediu. Deja am început vizitele în teren, până la această dată avem 300 de solicitanți verificați. Grantul financiar de 1500 de euro pentru compensarea parțială a pierderilor la cultura de tomate în spații protejate se va achita până pe 30 iunie.